Noi propunem ca aceste locuri să fie vizibile pe site-urile Ministerului Educației și Cercetării și ale instituțiilor din subordine, tocmai pentru ca tinerii să vadă câte locuri sunt, unde sunt, care este stadiul de finalizare a lucrărilor și toate aceste lucruri. De altă parte, tocmai pentru a ușura situația tinerilor, aceștia să poată să-și trimită cererea pentru locul în cămin, atât prin a merge direct la unitatea de învățământ respectivă, dar și prin a trimite prin fax sau prin mail. Prin ce am cerut acolo, practic vrem să facilităm ca tinerii să aibă acces mai ușor la locurile cămin și să fie un proces transparent.